Forme de guvernământ, o resursă pentru clasa a șaptea. Forma de guvernământ se referă la modul în care se organizează puterea într-un stat, în principal la modul în care este numit conducătorul statului. Formele de guvernământ sunt monarhie și republică, monarhia absolută și monarhia constituțională. Republica este la rândul ei republică parlamentară, republică prezidențială și republică semiprezidențială. În cadrul monarhiei, funcția supremă în stat este deținută pe viață de un monarh care transmite puterea, tronul, de regulă, de la tată la fiu. În funcție de țara în care au domnit, monarhii au purtat de-a lungul timpului diverse titluri. De exemplu, în România, în Spania, în Franța s-a numit rege, în Turcia s-a numit sultan, în Rusia țar și împărat în Imperiul Roman. În cadrul monarhiei absolute, monarhul deține întreaga putere, conduce efectiv. Monarhia absolută este prezentă în istorie din antichitate până la începutul secolului 20. Astăzi, puține țări din întreaga lume sunt monarhii absolute. De exemplu, Sultanatul Oman. Șeful statului, sultanul Haitham bin Tariq al Said, exercită și funcțiile de prim-ministru, comandant suprem al forțelor armate, ministru al apărării, al afacerilor externe, dar și al finanțelor. De asemenea, tot sultanului îi revine puterea legislativă și executivă în stat. În cadrul monarhiei constituționale, funcția monarhului este mai degrabă simbolică, conducerea statului fiind exercitată de organisme rezultate în urma votului, precum Parlamentul și Guvernul. Astăzi, monarhii constituționale întâlnim în întreaga lume, în țări precum Spania, Belgia, Japonia, Danemarca, Marea Britanie, etc. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord este o monarhie constituțională în care suveranul are teoretic puteri largi, însă, în practică, îndeplinește doar funcții ceremoniale. Suveranul este cel care promulgă legile emise de Parlament și, de asemenea, deschide în fiecare an sesiunea Parlamentului cu așa numitul mesaj al coroanei, care este, de fapt, un program de guvernare. Actualul suveran al Regatului Unit este regina Elisabeta a II-a, care a urcat pe tron în 1952 și a fost încoronată în 1953. În cadrul Republicii, șeful statului se numește președinte și deține un mandat limitat în timp, de regulă între 4 și 5 ani. Termenul Republică a apărut în Roma antică, unde conducerea executivă era exercitată de doi consuli timp de un an, aceștia putând fi realeși. În cadrul Republicii prezidențiale și semiprezidențiale, președintele este ales prin vot direct de cetățeni și are atribuții importante. Republici prezidențiale sunt Statele Unite, Franța, Rusia, China, etc. România este republică semiprezidențială, în sensul în care atribuțiile președintelui sunt mai largi decât în cazul Republicii Parlamentare, dar mai restrânse decât în cadrul Republicii Prezidențiale. În cadrul Republicii Parlamentare, președintele este ales de Parlament și are mai puține atribuții. Republici parlamentare sunt Austria, Germania, Italia, Bulgaria, etc. Activitate în clasă. Asociază fiecare caracteristici din coloana A o formă de guvernământ din coloana B, ținând cont de trăsăturile pe care tocmai le-am studiat. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.